Și am ales de data asta să-i pun cuțitul ăsta cu 3 lame. Ia uite cum vin și roșioarele. Îl făceai mai bine cu sapa sau e mai bine cu motosap? E ca de flori, îl făceam noi cu mâna. Cum e, mama? Îți place cum am organizat toată parcela foarte asta, cum bine am pregătit-o? Ai făcut pe grădină ca lumea, da. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Ionuț Emil și în episodul de astăzi avem din nou de lucru cu Tractorescu Junior. Ei bine, o să trebuiască să pregătim ultima bucățică de teren rămasă în grădină ca să plantăm și noi răsadul de roșii. Înainte să vin cu motosapa, trebuie obligatoriu să cosim toată iarba până acolo, să facem o mică potecuță, că dacă intru cu motosapa pe aici până ea, o fac varză, o încurc și nu mai putem să o tăiem. O să o luăm motocositoarea și tăiem până acolo și acolo toată zona aia în capăt, de altfel și în capătul celălalt, sau văd că e ceva mai puțin acolo, obligatoriu acolo în capătul ăla. Toate astea ca să nu încurcăm iarba foarte rău și să avem spațiu să întoarcem frumos acolo. Trebuie tăiată și aici, s-a făcut destul de mare după cum vedeți. Ia uite cât e iarba, ce frumos arată, și lucerna o să trebuiască cosită cât de curând, pentru că s-a ridicat și ea destul de mult. Motocoasa e pregătită deja de atunci de când am tuns gardul la văcuțe, am curățit-o, am alimentat-o și am pus cuțitul. O avem și pe frumoșica asta aici jos, e un Ruris 460C de 3 cai putere, i-am făcut plinul de atunci, am curățit-o cât de bine am putut eu, pentru că se făcuse numai iarbă de asta tocată, aici jos nu mai are rost să mai curăț, că se va face la fel. Și am ales de data asta să-i pun cuțitul ăsta cu 3 lame, pentru că vreau să văd cum taie și ăsta, că am tăiat cu ea până acum numai cu discul ăla, cu dinți, ca de circular să zic așa, ca de fierăstrău. Și vreau să văd cum taie și cu ăsta. O să mergem cu ea acolo, pornim, mi-am adus aici și hamul. Motosapa împreună cu remorcuța am băgat-o în partea cealaltă în fânărie ca să nu rămână pe afară. Motosapa am băgat-o aici cu remorcuța, am făcut curat și în remorcuță pentru că ați văzut în episoadele trecute de fapt ce s-a făcut aici în ea, pentru că am fost cu ea la pășune. Obligatoriu după lucrarea asta trebuie să schimbăm uleiul la cutia de viteze, uleiul la motor și să facem o verificare totală. În ceea ce îl privește pe el, atât remorca cât și motocoasa, le bag pe toate într-o verificare așa amănunțită să fie totul în regulă. Le-am băgat aici ca să nu cumva să rămână pe afară cu ploaie, cu toate că nu prea o să mai vedem ploi așa des. Posibil să fi plouat deja când vedeți acest clip, dar în momentul de față când se filmează clipul acesta e o secetă de nedescris, o lipsă foarte mare de apă. Gata, m-am echipat frumos cu ghiozdănelul și acum luăm și motocoasa și mergem acolo în grădină. Haide, drăguța, la treabă, că toată iarna ai stat degeaba. A venit perioada ta acum. Mai e puțin și o să vină timpul să cosim toată iarba în prunie. Abia aștept, pentru că vreau să particip și eu anul ăsta cu jucăria asta nouă. Să vedem ce știe să facă. O lăsăm mai jos, o să o pornesc și îi dăm bătaie să cosim. Îi dăm de câteva ori la pompiță. Butonul aici e tot timpul acționat. Tragem și șocul și ar trebui să pornească destul de repede acum. A început puțin și vântul, dar sper să mă aud destul de bine. Gata, cosită toată zona asta, trebuie doar să mai vin cu o greblă, ceva cu o furcă, să dau iarba la o parte. Și am loc aici să pun frezele la motosapă, să întorc. Acolo în capăt e iarba destul de mică, nu o mai duc acum și așa trebuie să-mi iau masca pentru albine să nu mă înțepe. Și o să rămână de-a dat decât 3 ture, cam așa, dus, întors și iară dus. Că mai e de aici,
până acolo de frezat. După cum vedeți, au crescut și ceva buruieni de când am frezat atunci prima dată. Ia uite-le. Acum că am terminat cu cositul, hai să-l pornim și pe dânsul, să-l dăm afară de aici. Benzina are, că m-am uitat eu, puțin mai devreme. Tragem clapeta de șoc. Trebuie să-i dăm și de aici. Hai să-i dăm și puțină accelerație. Aici e pe liber. E pe liber, da? Foarte, foarte repede. Hai să vedem cum ieșim cu el de aici, cu spatele așa ușor. Oprim pentru că trebuie să dezlegăm remorcuța, să o lăsăm aici. Hai să dăm ăsta piciorul așa, dăm piciorul și la remorcuță și hai să scoatem cuiul la remorcuță. Haide mai ieși. A ieșit cuiul. Dăm remorcuța jos și îl lăsăm și pe ăsta fain frumos pe față. Cuiul îl lăsăm aici la remorcă pentru că e al ei. Trebuie să luăm o dată piciorul ăsta. Băgăm ăsta aici. Și o să-i punem aici în față și frezele și mergem acolo frumos în grădină. Bam, și cam ăsta e. Trebuie să mergem cu el acolo în grădină. Gata, mai am terminat și de frezat. Am ieșit puțin cu pământul târâș aici. S-a făcut destul de fain, zic eu. Am fost nevoit să mai trec o dată pe aici, că m-am întors din partea cealaltă, că pe altă parte nu avem pe unde. S-a făcut super bine și destul de moale în jos, văd. Avem umiditate. Ce să mai? Acum mă duc să iau pe mama să vină să plantăm răsadul. Ia uite cum vin și roșioarele. A venit și mama ei să ne ajute. Cum e, mama, e terenul? S-a făcut ca lumea? E mărai. Îl făceai mai bine cu sapa sau e mai bine cu motosap? E ca de flori, împărteam noi cu mâna. Hai, voi știți ce plantație faceți aici. O să pun înainte câte o ață de asta, așa ca să tragem linie, să fie drept, exact ca anul trecut, după care faci așa un scop frumos cu sapa și băgăm răsadul. Ce vrei să măsori, să vezi câte rânduri pui, nu? Păi nu, vreau să mă încadrez cu 5 rânduri, atât am reușit. Să mai întinzi puțin mai mult de ea. Așa, două, dale. Hai că e bine așa, e drept, dar mai trage de ea. Hai că e bine așa, dă-i. Dar vezi că pământul are umezeală jos, e moale. Are, da, are, moale, moale, nu ca așa, da. Ia uite. Are ca lume. Le punem și acum seara ca să-și revină puțin așa după mutarea asta până mâine dimineață. Ce roșii ai luat anul ăsta? Ce soi sunt astea? Ca de obicei, Rila. Rila, roșii Rila, care se fac cât gorila, nu? Ha, mă, că e locul săpat, acum le plantăm. Pe unde intri? Pe aici. 1, 2, după invers. Hai pune... că le pun așa, da. Asta se pune pe mai adânc, nu? Nu sunt rare? Nu, nu, eu zic să nu fie. Mamă, dar cum e pământul? Fii atent, vezi cât de afânat e? Nu, mai adânc, Mariana. Nu, mama, e burete. Mama, e să nu calci pe fasole. Mergi pe urma mea, pentru că vreau să merg cu terminatul. Și la urmă, ultima dată le ud. Da, să le tasezi un pic. Da, gata. Mai o strângi tu pe aia un pic, dar să nu mai mă duc înapoi. Mai o strângi tu pe ultima, mame. Ți-am tăiat cartofii, uite, care au ieșit pe aici, așa. Singuri. Doamne, n-am avut teren ca asta niciodată, mamă. Dar vezi ce umezeală are? Da. Cam atât s-a plantat până acum.
o să mai ajungă decât de un rând, nu mai ajunge de încă două rânduri. Cam așa arată și restul de plante pe aici în grădină. Aici a plantat ceva fasole, a răsărit și ea. Uitați ce frumos a răsărit ceapa și usturoiul. Ia uite-le cum sunt rândurile, frumos rânduri, cum le-am făcut atunci semne. Imediat după o ploaie sau înainte de o ploaie ar trebui săpat aici. Mutăm ața. Cam aici, a? Am mai pus mama pe aici niște usturoi, cartofii, după cum vedeți, au răsărit și ei. S-au făcut destul de frumoase toate, la fel și pe marginea asta. Ce frumos sunt cartofii. Ai făcut terenul ăsta. Ia uite-le ce frumos arată. Lasă, ai răbdare, stai să strângem ața. Cât de fain să vede. Mai cumpărăm 10 fire. Eu aș vrea să cumpăr de-alea șeri. Și să pui acolo, nu? Până la capăt. Da, îmi plac rău alea mărunte. A adus și aici apă, ca să le ude frumos. Bineînțeles, le mai udăm câteva zile pe fiecare seară, până ne asigurăm că s-au prins. Mergi pentru ele, da, și pune pe undeva. Deocamdată le punem un pic mai puțină. Păi e de ajuns o jumătate de litru la unul de asta cât de mică. Și ele, și așa are foarte multă umezeală. Ele au foarte multă umezeală, are și alveola care a avut umezeală și mâine să le mai udăm iar. Cum e mama? Îți place cum am organizat toată parcela asta, cum am pregătit-o? Ai făcut pe grădină ca lumea, da. Uite cât de frumos se vede totul. Dacă a zis mama că e pământul făcut bine, înseamnă că jucăria asta își face treaba, garantat. Păi de noi săpam cu sapa. Ieșea bolovanii, n-aveai ce să-i faci. Cam asta a fost și cu plantatul roșilor. Le-a terminat și de udat. Ei bine, aici se încheie și clipul meu de astăzi. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canal pentru a fi la curent cu toate videoclipurile pe care le voi posta. Și până data viitoare, ca de fiecare dată, vă doresc numai bine!